Marius Crăciun și iubita sa, sărut pătimaș în văzul tuturor. Cine este blonda care i-a furat inima războinicului? Avem dovada foto. Marius Crăciun frânge inimic după participarea la Survivor România. Însă o blondă focoasă i-a furat inima și avem imaginile. Marius Crăciun este în atenția fetelor după ce a participat la Survivor România. După revenirea din Republica Dominicană, războinicul a fost cuplat inclusiv cu o concurentă din tabăra adversă. Însă adevărul este altul, iar noi avem dovada. Un fan a trimis fotografiile pe adresa pontaronuobis.ro. Marius Crăciun, adevărul despre relația cu Irișa. Invitat în emisiunea Ștafeta Mixtă, Marius Crăciun a povestit despre legătura dintre el și Irișa. El a povestit că faima sa i-a spus în față că îl place. Irișa mi-a spus că îi place de mine ca bărbat, că arăt bine, că îi place cum vorbesc. Mi-a spus în față. Eram la finală și au fost glume. Ea mi-a spus că mă susține, că și familia ei mă susține și își dorește să ajung cât mai departe sau chiar să câștig. Am rămas șocat, pentru că în competiție nu am avut atât de multe subiecte și mi-a plăcut că mi-a spus că mă susține. Atunci am început să vorbim mai mult și Moroșanu a făcut o glumă, zic că îți place de el direct și ea a spus da, îmi place de el ca bărbat, arată bine, e frumos, a povestit războinicul la Ștafeta Mixtă. De aici fanii au dedus că cei doi s-ar potrivi și chiar ar fi împreună. Pentru a elimina speculațiile, Marius și Irișa au lămurit care este legătura dintre ei, într-un live pe Instagram. În primul rând, vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase și intențiile frumoase. Mulți și-ar dori ca noi să fim împreună, dar nu suntem împreună. Știu că v-ați dorit, avem o chimie energetică, o chimie la alt nivel. Ne înțelegem foarte bine, dar nu suntem împreună. Fetelor, săriți pe el. E liber. A anunțat Irișa. Drumurile noastre merg în altă parte. Nu suntem împreună. Rezonăm foarte bine, ne apreciem, ne respectăm. Am vrut să clarificăm ce este între noi și pentru a nu induce oamenii în eroare, a adăugat și Marius Crăciun. Cine este iubita lui Marius Crăciun? Cei doi s-au sărutat în văzul tuturor. Marius Crăciun a fost surprins în timp ce se sărută cu o blondă. Imaginile au scăpat pe internet, iar o cititoare fidelă a fost pe fază și a trimis pozele pe adresa de mail pontaronuobis.ro. Mai exact, Marius Crăciun s-ar fi afișat cu iubita la mare, unde a avut loc o reuniune între concurenții de la Survivor. Melina a făcut un Insta Story, fără să realizeze că în plan secund îl va surprinde pe Marius Crăciun chiar în timp ce se sărută cu o blondă focoasă. Potrivit informațiilor venite pe adresa de pont, blonda din imagini este creator de conținut. Pe contul său de Instagram, tânăra are multe poze din vacanță, iar în prezent se bucură de peisajele de pe insula Mykonos. Chiar dacă cei doi nu au vorbit despre relația lor, ei se urmăresc și își trimit aprecieri pe contul de socializare. Informația trimisă de o cititoare pe adresa de pont nu este confirmată de Marius Crăciun, care astăzi a apărut într-un material la Știrile Canal, deși a povestit cum ar trebui să fie partenera sa de viață. Nu am pe nimeni, sunt singur. Chiar au fost câteva speculații că aș avea o relație cu Irișa sau Andra Bolos. Nu-mi caut sufletul pereche. Trebuie să fie în primul rând sinceră, înțelegătoare, să nu fie stresantă, să fie foarte deschisă, a spus Marius.